un puș contrat pe mămica sa. De-o face să-și închidă vorbele. Ce este, mamă dragă, patria, când ne omoară învățătoarele? Mămica lasă jos sacoșa-n drum. Ar vrea să plângă și să râd, ar vrea. Copile, sincer, nu știu ce să spun. Atâta știu ce-a mai rămas din ea. E loc unde de 60 de ani își bagă prudul coada printre noi. Și doar pentru un punișor de bani porumbul nu mai este păpușoi. Luceafărul se-ntoarce în mormânt. Două vorbe nu mai pot să schimb. Pe acest picior de plai, pe acest pământ, româna se vorbește în două limbi. Patria! Patria! Ce este, mamă dragă? Patria! Ce poate să-ți spune mama ta? Ca să înțelegi ce înseamnă patria. E o țară unde, ca să fii docent, lucrarea ți-o încep luni și-o termin joi. Să fii patron de club e suficient, să ai prin dobră geam un câr de oi. În pușcărie, domn, de vrei să fii, să ai celulă de miliardar. Îți treci toată averea la copii și în CV îți treci că ai fost primar. În loc să scoți cărbun, te apuci și bați și la șorfani o droaie de copii. Și în loc ca să dai țării kilovați, dai țării vreun volum de poezii. Ne luăm ostatici singuri noi pe noi, un circ de zero lei și zero bani. Cum e posibil, veți afla doar voi peste aproximativ 50 de ani. Patria! Mămică, mare șef, te roagă mama ta acum ceva. Să nu dai formele de relief, că asta mai rămas din țara ta. Ba nu, mai e un lucru, am uitat. Mămica ta, te roagă, puiule, în caz că vei ajunge șef de stat, să nu dai varză, varză, viezure. Sunt curios ce se va întâmpla, ce mama puștului răspuns va da. Peste jumătate secol și ceva va întrebarea ce e patria. Ce mama lui răspunsul ei va fi, ce mama ei de viață vom trăi, ce mama lor de șmecher de copii, ce mama ei de treabă vor gândi.